Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc că sunteți puternici și minunați. Astăzi voi face citirea generală colectivă pentru a vedea care este energia într-o zi de vibrație 15. Aceste citiri sunt ca un fel de tarot scop, să vedem care este energia într-o zi și cum ne putem adapta sau cum putem naviga pentru a fi bine, căci până la urma urmei asta ne interesează pe toți. Și da, suntem toți conectați unul cu celălalt, fie că ne dăm seama, fie că nu. Și citirile în general rezonează cu toată lumea pentru că noi funcționăm la nivel de mental colectiv. Desigur că avem o amprentă energetică unică și fiecare dintre noi are povestea sa de viață. Însă, în esență, suntem toți parte din mentalul colectiv și fie că ne dăm seama, fie că nu, cumva viețile noastre seamănă. În altă ordine de idei, vă mulțumesc tuturor că sunteți aici, celor care v-ați abonat, ca de obicei, pentru sprijin și pentru suport, iar pentru cei care sunteți noi, dacă găsiți potrivite mesajele de aici, vă invit să vă abonați. Să nu ne speriem, pentru că citirile au ca scop și ca sens să vă redea vouă capacitatea de a înțelege că la voi este putere. Folosesc un sistem propriu de interpretare și sensul acestui canal și al mesajelor de aici este să vă ajute pe fiecare dintre voi cum aveți nevoie. Trecem la treabă. Avem o zi de vibrație 15. Înainte de a ajunge la însemnătatea din arcana 15 din tarot și din cea din Lenormand, vă povestesc puțin despre tranzitele actuale. În acest moment, într-o vibrație 15, luna se regăsește în Gemeni. Este o lună vorbăreață, este o lună isteață. Toată lumea va avea așa sclipiri astăzi despre cum stau lucrurile, veți dori să comunicați sau poate nu veți dori neapărat să comunicați, dar veți fi nevoiți. Iar luna este într-un aspect tensionat cu Venus, zeița iubirii, care în acest moment tranzitează semnul peștilor. Venus în pești este magnetică, așa cum am spus în citirile lunare pe care vă invit să le urmăriți, dacă nu ați făcut-o deja. Este o energie care atrage în viața noastră iubire, dar și visare. Este o energie romantică, boemă și nostalgică. În timp ce luna din Gemeni este o energie foarte rațională. Să aveți grijă astăzi la comunicare. Acolo unde vă simțiți voi, poate vizați în mod direct sau răniți într-o oarecare măsură, pentru că este un aspect tensionat. Mai ales, poate, cu femeile din viața voastră, aici s-ar putea să apară o ușoară tensiune sau poate un mic conflict. Sau să intrați în vreo luptă pentru putere cu colegele de serviciu, cu fiica, cu mama, cu sora, cu nata și așa mai departe. Fiți cu băgare de seamă la aceste predispoziții pentru că se pot întâmpla sau nu, depinde de fiecare dintre noi. Mai departe, soarele este în conjuncție cu Neptun. Soarele este vitalitatea, iar această combinație ne poate aduce foarte multă încredere în noi înșine, dar ne poate face și poate ușor naivi, creduli sau această doză de încredere nu ne oferă niște repere sănătoase. Unii dintre noi s-ar putea să simtă nevoia să vorbească foarte mult despre ceea ce simt astăzi. De asemenea, aveți grijă cui vă încredințați, să spunem, secretele, pentru că luna în Gemeni poate aduce și bârfă, poate aduce și invidie. Mercur este și el în conjuncție cu nodul nord. Avem o chemare să desăvârșim. Avem o chemare către desăvârșire, către a face niște lucruri, avem planuri, avem idei. Atenție cu cine le împărtășim. Jupiter este în conjuncție cu Uranus. Jupiter aduce abundență, da, el lucrează cu materialul clientului, dar Uranus înseamnă șocuri, surprize sau sclipire de geniu. Deci lucrurile pot lua amploare și ne pot scăpa ușor de sub control, fără ca noi să ne dăm seama. Îl avem implicat și pe Marte, care este acțiunea în aspect tensionat cu Uranus, care ne spune să ne păstrăm calmul totuși. Este o energie prin care putem
izbucni, bubui foarte ușor. Ne putem aprinde precum bățul de chibrit foarte rapid. Așadar, este o zi foarte bună în care ne putem susține punctul de vedere, mai ales dacă implică sacrificiu, să spunem ceea ce simțim, dar într-o manieră foarte responsabilă, foarte coerentă și foarte realistă. Asta ne sfătuiește energia în acest moment prezent. Spune ce ai pe suflet, spune ce te doare, spune ce te deranjează, ce te scoate din zona de confort, dar într-o formă detașată, nu te lăsa implicat direct emoțional în această poveste, pentru că s-ar putea să sfârșești într-un conflict sau într-o discuție care de fapt nu te avantajează. În tarot, 15 este reprezentat de diavol, care este corespondentul Capricornului din astrologie, respectiv al casei a 10-a. Chemarea sufletului, profesia, autoritatea din viața noastră, numele, renumele, prestigiul nostru. Și în Lenormand avem arcana 15, ursul, care deopotrivă reprezintă liderul, managerul, autoritatea din viața noastră, părintele. Fie noi ca părinți sau ai noștri părinți. După cum vedem, întreaga zi ne indică faptul că s-ar putea să ne răzvrătim acolo unde ne simțim neîndreptățiți, mai ales dacă nedreptatea noastră are legătură cu profesia noastră, cu locul de muncă, cu numele, renumele nostru, dacă cineva ne bârfește sau dacă cineva interpretează greșit, poate, ceea ce noi spunem sau ceea ce noi gândim, o putem lua personal, sau mici discuții cu șeful, cu șefa. Poate cu ai voștri părinți sau cu vreo autoritate dacă aveți ceva drumuri în această zonă administrativă de rezolvat. Este o zi prin care să ne dăm seama cum să ieșim din impas și cum noi de fapt avem puterea să depășim aceste lucruri prin simplul motiv că putem gândi cu propria noastră minte și cu propriul nostru cap. Nodul nord ne arată direcția. Este în opoziție cu nodul sud karmic din balanță, unde se va produce eclipsa pe 25 și prin care putem să ne dăm acum seama ce relații nu mai sunt bune pentru noi, dar și ce relații putem păstra sau pe ce oameni ne putem baza. Până la eclipsă, această energie, fiecare zi, practic, ne duce către situațiile potrivite pentru ca noi să ne convingem din ce în ce mai mult sau să devenim din ce în ce mai conștienți de lucrurile pe care le avem cu adevărat în viața noastră, bune și de ajutor. Să vedem mai departe. Deci pot apărea provocări pe la locul de muncă sau situații pe care acum să le rezolvăm cu o mai mare ușurință. Uite, încrederea în noi înșine, care ne este dată de Soare și de Neptun. Soarele fiind guvernatorul leului, poate veni și cu o ușoară tentă de aroganță sau de încredere oarbă în noi înșine, întrucât casa a cincea a leului vorbește despre copii și copilul interior. Copiii nu au niciun fel de rang, ei se simt toți egali cu toți ceilalți. Și mai știu ceva, copiii, că au putere de manifestare, pentru ei nu există nu. Uite cum un nu astăzi sau o incapacitate de a soluționa ceva te poate scoate pe tine din armonie. Nu le luați personal, mai ales că sunteți preveniți, ci învățați sau încercați să navigați prin această energie a momentului prezent, conștienți fiind de faptul că da, aveți putere să schimbați lucrurile, însă într-o formă foarte, foarte inteligentă. Este o zi în care fiecare dintre noi, într-o oarecare măsură, va ști ce să spună. Păunul, de asemenea, este un simbol al trufiei. Dacă cineva are o atitudine arogantă față de voi astăzi, ignorați, precum proverbul, cel deștept cedează. Compasiune pentru toți și pentru toate. Da, compasiunea vine de la Venus, care se regăsește în pești, și atunci ar putea ca cineva din jurul vostru să interpreteze greșit ceea ce spuneți, ce faceți, sau voi să spuneți, eu vreau să fac un bine și tu asta îmi dai la schimb. Am ajuns la concluzia că oamenii se înrăiesc pe zi ce trece
Și înțeleg, nu judec acest aspect, din nevoia de a supraviețui. Însă cu cât ne dăm seama mai repede că de fapt nu putem supraviețui de unul singur, ci că avem nevoie de comunitate și de sprijin, motiv pentru care am și acest canal, cu atât mai bine pentru noi. Degeaba avem noi de toate, pentru că singuri, în caz de vreo provocare, calamitate, etc., nu putem rezolva nimic. Acceptă-te pe tine însuți, fii prezent și încetinește ritmul sau lasă lucrurile să curgă. Avem noi o vorbă în România din popor, las-o mai moale astăzi. Da, pentru că lumea va fi nervoasă sau vor avea așa o tendință de ușoară aroganță sau de a spune eu știu mai bine, nu-ți convine, asta este. Nu, luna din Gemeni va ști să negocieze. Astfel că negociați, folosiți-vă discernământul și construiți-vă un caz, veniți cu argumente solide pentru ceea ce aveți voi de realizat astăzi. Iaht. Uite, casa a cincea despre care am vorbit, cea a leului și luna din Gemeni, comunicare. Vorbim aici despre aventură, vorbim despre mobilitate, despre drumuri pe care le faceți sau despre o relație care este în desfășurare, în continuă desfășurare și în continuă mișcare. Și s-ar putea unii dintre voi să fiți un pic bulversați, să nu știți unde vă poziționați poate în această zi. Pentru alții dintre voi este indulgență, să fiți mai indulgenți cu voi înșivă sau poate sunteți prea indulgenți, prea creduli și ar trebui să opriți un anume comportament sau ceva anume în relația cu cine vă interesează. Dar este o zi în care putem avea parte de prosperitate, adică de lucruri calme, de lucruri bune. Și constelația, suportul și sprijinul nostru vine, exact cum am menționat, din rețeaua noastră de suport, adică din comunitate. Să ne dăm seama exact cine ne este alături și cine nu și să apelăm la oamenii de încredere astăzi. Conexiune cu cineva, dar la scară largă. Deci acea relație cu autoritățile sau cu o autoritate din viața voastră poate suferi ceva modificări astăzi. Ascendentul, când am ridicat harta momentului prezent, se regăsea în rac, este foarte adevărat, este vorba despre emoții, dar despre emoții despre care pot vorbi într-o formă foarte calmă și rațională. Pentru alții dintre voi va fi acea idee că aveți foarte mare încredere în voi înșivă, voi știți despre ce vorbiți, pentru că soarele este în conjuncție cu Neptun, adică intuiție la superlativ. Și cu toate acestea va trebui să veniți cu dovezi, cu fapte. Poate cineva rezonează cu acest mesaj. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre chestiuni care s-au tot adunat, și să fiți atenți ca nu cumva să răbufniți astăzi, să vă surprindeți chiar și pe voi înșivă. Întâlniri la locul de muncă, ceva ce ține de rutina voastră poate apărea. Și aici avem îngheț. Vedeți niște lucruri care s-au tot perpetuat posibil. Și voi vreți să deblocați acum repede, pentru că Mercur este în berbec, niște lucruri sau vreți un răspuns într-o oarecare măsură sau dintr-o direcție anume care vă interesează pe voi și s-ar putea ca unele lucruri să fie blocate. Sau dacă aveți nevoie să rezolvați ceva, veniți cu fapte, cu dovezi, cu chitanțe, cu facturi, ca să înțelegeți ce vreau să spun. Cu dosarul pregătit. Și unfolding, care înseamnă că lucrurile se vor desface, că se vor petrece, se vor întâmpla. Și această energie, această frecvență ne vorbește despre faptul că putem avea o perspectivă mai amplă. Să fim atenți la detalii astăzi, la ce spunem, pentru că un mic cuvânt poate răni pe cineva sau poate cineva din neatenție vă adresează astăzi un mesaj, vă spune ceva și un mic cuvânt
vă declanșează pe voi. Această idee de mă simt prins și captiv într-o situație vă poate activa pe voi și dacă conștientizați că nu suntem totuși într-un conflict deschis unul cu celălalt, că există loc pentru toată lumea, pentru că umbra mea nu se ceartă cu umbra ta, atunci ziua va fi foarte ușoară. Să vedem ce ne spune și energia tarotului. În zona relațiilor avem înalta preoteasă, la modul că eu știu mai bine, eu știu exact ce vreau, ce simt, dar celălalt nu. În zona planului material avem 10 de băte și în zona planului emoțional avem 8 de spade. Cât de relevante sunt cărțile pentru contextul actual? Înalta preoteasă vorbește despre necunoscutul din viața mea, necunoscut care poate veni din diverse direcții. Vreau să fac ceva și nu știu cum. Dacă sunt singur, mă apasă ceva la nivel emoțional, mă apasă pe mine personal ideea că dacă intru într-un cuplu, dacă intru într-o relație, și aici vorbim despre fondul nostru psihologic, despre ce stă la baza gândirii noastre, trebuie să mă supun într-o oarecare măsură structurii acelui cuplu, modului în care se desfășoară o relație și intru în conflict cu ideea pe care o are persoana cu care aș putea forma o relație. Și acest lucru mă ține pe mine pe loc din a-mi găsi un partener. Poate fi acest lucru. Pentru alții dintre voi poate fi ideea că vă place de cineva și persoana respectivă este învăluită în mister. Sau pentru alții dintre voi, luna în Gemeni este o lună vorbăreață, care spune tot, fără pic de mister, spune tot de la prima întâlnire. Și energia vă spune, ar trebui totuși unele lucruri să le ții pentru tine, cel puțin în această etapă a relației tale. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, în alta preoteasă vine cu am încredere în partenerul meu, chiar dacă nu știu tot ceea ce face. Sau poate unii dintre voi aveți o apăsare astăzi, pentru că partenerul vostru este retras, posibil să aibă provocări la locul de muncă. Aici, cu locul de muncă, este o ușoară tensiune, cel puțin în această zi, sub această vibrație 15, care ne vorbește despre faptul că, măi, tu ești mereu ocupat cu locul tău de muncă, dar cumva situația asta se tot perpetuează și parcă petrecem din ce în ce mai puțin timp împreună sau parcă petreci din ce în ce mai puțin timp cu ai tăi copii sau voi cu ai voștri copii. Se petrec niște lucruri, eu am încredere că tu știi bine ce faci, dar în egală măsură este ceva ce îmi displace. Mai poate fi vorba despre faptul că, nu știu, poate aveți niște delegații, voi sau partenerii voștri, unde voi sau partenerii voștri sunteți geloși. Dar energia vă spune, ai încredere în tine însuți și însăți, fii blând, pentru că oricum, și dacă te stresezi și dacă nu te stresezi, tu vei afla. Te vei convinge, vei ajunge în punctul în care să respiri ușurat și să știi adevărul. Oricum, deja cumva îl știi și îl simți. Este doar o chestiune de timp. Iar pentru cei care sunteți în perioada aceasta de separare, poate persoana de care v-ați despărțit nu a mai dat niciun semn de viață de foarte mult timp. Nu știți ce se petrece, nu ați mai comunicat, nu mai aveți vești, este ca și când a dispărut din câmpul vostru vizual și acest lucru vă macină. Pentru alții dintre voi, poate persoana de care v-ați despărțit afișează o viață foarte prosperă și pe voi vă intrigă și nu înțelegeți ce se petrece acolo. În alta preoteasă vine cu mister astăzi, tocmai pentru ca noi să avem încredere în noi înșine. Diavolul, după cum spuneam, este Capricornul și Capricornul este structură, stabilitate, maturitate. Să fim maturi și să nu ne mai lăsăm purtați de niște emoții, poate puerile, să nu ne mai purtăm precum un copil plin de nesiguranță. Dacă noi știm cine suntem, indiferent de lucrurile care se petrec în mediul nostru exterior, vom fi bine.
9 de spade. O ușoară doză de stres astăzi. Casa nouă vorbește despre chestiuni legale, vorbește despre străinătate, vorbește despre studii înalte, dar vorbește și despre înțelepciune și despre credință. Nu tot ceea ce cred eu este și adevărat. Sau atenție la lucrurile pe care le credeți, atenție la ce vă spun ceilalți astăzi, pentru că s-ar putea să nu vă facă tocmai bine. Unii dintre voi posibil să auziți niște lucruri pe care trebuie să le auziți pentru a vă recalibra, pentru a vă reveni la realitate, iar alții dintre voi s-ar putea să auziți niște lucruri care nu vă convin, dar care, deopotrivă, vă ajută să faceți un pas înainte. Aici, pentru cei singuri, după cum spuneam, aveți un mic conflict, dar este al vostru cu voi înșivă, sau nu înțelegeți de ce o relație care începe atât de ușor, ulterior, se transformă într-o fantomă, cineva dispare, sau când voi credeați că lucrurile merg bine, persoana aceea dintr-o dată se retrage, tocmai pentru că s-ar putea să fie această energie a bățului de chibrit, prea repede, și să omiteți niște pași, care totuși trebuie parcurși. Așa, mai matur. Pentru cei care sunteți în perioada aceasta de separare, posibil foarte mulți dintre voi să fiți astăzi emoțional, nostalgici, melancolici, să luați lucrurile personal, să vă gândiți ce face acest om de care m-am despărțit, cumva energia să vă ducă într-acolo, pentru că luna este în aspect tensionat cu Venus în Pești, Venus în Pești este foarte visătoare, are așteptări și voi implicit să aveți așteptări, ca măcar să-mi spună ceva, să-mi dea o explicație sau să-mi spună sunt bine, etc. Iar pentru cei care sunteți în cupluri, această doză de stres aici are la bază ceva. Are la bază ceva ce voi nu știți sau are la bază această idee de mister, că nu știu ce se petrece cu tine dincolo. La locul de muncă, când pleci în delegații, este un punct de saturație, cumva, care astăzi iese la suprafață, pentru că Marte și Uranus bubuie, așa avem un foc de artificii. Să vedem mai departe. Steaua. Și cu toate astea, lucrurile se vor așeza precum piesele în puzzle. Perfect. Steaua spune, ai încredere în tine. Dacă ești singur și începi o relație și după îți dai seama că tu ai făcut tot ce trebuia sau că te-ai deschis suficient de mult, dar persoanele respective dispar sau nu sunt neapărat ceea ce te așteptai să fie, este pentru că nu ești poate lângă omul potrivit și trebuie să mergi mai departe. Dacă sunteți într-un cuplu, steaua spune că oamenii cu care sunteți voi într-un cuplu, într-un parteneriat, caută un sens, au niște lucruri de făcut și că în această perioadă cumva sunt atrași în altă direcție, fie este vorba despre cariera lor, fie sunt niște chestiuni financiare care îi zăpăcesc puțin la nivel mental sau le atrag toată atenția în acest moment, fie vorbim despre o stare de disconfort pe care o au ei în interiorul lor, despre niște răni din copilărie, pentru că Venus este în Pești, venite de la mama, mai ales dacă dumneavoastră, doamnelor, sunteți soții, și cumva nu suportă autoritatea în această zi, să spunem că, uite, domnii, oamenii cu care sunteți voi în parteneriat, nu vor fi deschiși la a li se spune exact ce să facă. Și ăsta poate fi un punct bun de luat în calcul în această zi. Iar pentru cei care sunteți în perioadele de separare, aici cam fiecare este pe drumul propriu. Și în această zi ar trebui să vă gândiți la voi, pentru că persoana respectivă este pe un drum propriu. Posibil situația să fie înghețată acum, pentru că fiecare dintre voi trebuie să mai parcurgă niște pași, să mai faceți niște lucruri. Nu este ca și când s-a închis pentru totdeauna. Pentru unii da, pentru unii ba. De ce? Pentru că viața este despre potențialul nostru de manifestare. Nimic nu este scris, viitorul nu este scris, noi îl construim. Să vedem cu ce mai bine această zi. Fie faceți mișcare fizică, fie unii dintre voi vreți să nu vă mai certați,
Fie unii dintre voi sunteți cumva în acea stare în care aveți senzația că nu contați. Este o zi, după cum spuneam, emoțională, care ne declanșează pe toți. Eu nu contez, uite cum se poartă cu mine sau uite ce face, cine îți dă ție dreptul să faci asta. Cam asta este energia de bază. Pentru unii dintre voi sunteți triști, supărați că cineva a plecat de lângă voi, dar aici vorbim despre niște oameni care fie sunt egoiști, fie chiar își văd de viața lor, pentru că în acest moment asta este bine să facă. Și suflete pereche, dragoste pură, adevărată, conexiune, unitate. Sunteți în locul potrivit și sunteți unii dintre voi în punctul în care să întâlniți un suflet pereche. Noi trăim niște povești, niște experiențe de viață lângă niște oameni care fie au acorduri spirituale cu noi, fie au un sens și un rol în viața noastră de a ne ajuta, de a ne arăta unde noi trebuie să mai creștem, să ne mai deșteptăm, sau pot fi chiar de genul inamici și tocmai noi ar trebui să ne dăm seama cine este bun pentru noi și cine nu. Cei care aveți un cuplu în acest moment, bazați-vă pe iubirea voastră, nu pe cine conduce sau pe cine are dreptate astăzi. Dacă aveți vreo discuție, vreo stare tensionată, faptele, dovezile, lucruri concrete vă vor ajuta să treceți peste această zi. Iar pentru cei în perioada de separare, fie omul acesta și-a găsit pe altcineva, fie aveți o șansă să se reia conexiunea, dar trebuie dezghețată. Amândoi trebuie să lucrați la aceste lucruri. Nu este vorba doar despre cel care a plecat. Și abandonul. Este, vedeți, această zi de îngheț. Și are sens, pentru că ursul hibernează iarna, deci este o situație temporară în care noi trebuie să ne gândim, să analizăm. Are legătură cu faptul că diavolul este capricornul în astrologie, care din nou este un semn ce reprezintă iarna și unde nu este soare. Vedeți, unde nu este soare, dar lucrurile își revin. Nu suntem abandonați dacă ne simțim singuri într-o zi de vibrație 15. Trebuie să ne ajutăm noi pe noi înșine, să fim noi propriul nostru șef, propria noastră autoritate. Mai departe, la nivel de plan material, 10 de bâte vine cu oboseală. Este și sfârșit de săptămână, dar vine și cu o lipsă de încredere. Poate, după cum spuneam, v-aș certa cu cineva la locul de muncă sau acolo nu vă simțiți apreciați pe deplin. Construiți un caz, veniți cu niște argumente pe care să le expuneți clar și matur, pentru că situația se poate remedia. Nebunul, situația se poate remedia. Aveți șanse să obțineți, aveți șanse să vă faceți dreptate, aveți șanse să câștigați ceva anume, dar trebuie argumentată soluția, dorința, pajul de bâte. Un pic mai mult curaj, un pic mai mult curaj. Vedeți, la nivel de umanitate, noi avem această credință a faptului că dacă am un șef, o șefă, n-ar fi bine să îl supăr sau să o supăr, pentru că s-ar putea să-mi pierd locul de muncă. Aici vi se spune că, spre exemplu, copiii au capacitatea de a combate autoritatea din viața lor, de a testa limitele, pentru că ei nu recunosc autoritatea. Este doar un program mental pe care adulții l-au. Deci puteți trece dincolo de programarea noastră și vă puteți susține argumentul. Iată cum dorința se poate îndeplini. Aici, la nivel de plan material, cumva ziua se poate transforma dacă găsiți în voi puterea, da, puterea ursului, să vă însușiți un rol, să vă asumați o responsabilitate. Este ceva legat de autorități aici și un obstacol care poate fi depășit. Pe de altă parte, unii dintre voi poate aveți niște provocări cu ai voștri copii aici, care și acestea se pot rezolva prin rațiune și vorbă bună. Aproape că îmi place ziua asta, pentru că am așa o stare de liniște,
Și ca imagine de ansamblu îmi dau seama că are sensul de a ne ajuta să ne maturizăm, de a ne ajuta să căpătăm încredere în noi înșine. Transportul, să ne deplasăm din punctul A în punctul B, și aici avem tot ideea de transport. Este o perioadă la locul vostru de muncă, este o perioadă. O provocare mică financiară, este doar o perioadă. Veți găsi o cale să vă regenerați veniturile, veți găsi o cale să rezolvați cu mașina, dacă despre asta vorbim, veți găsi o cale să vă găsiți un alt loc unde să locuiți, este doar o perioadă de tranziție. În zona emoțională văd gri în fața ochilor sau negru unii dintre voi. Vă simțiți blocați. Este această energie a diavolului și a ursului care spune că tu nu prea ai de ales. Eu vă spun că aveți de ales și că în permanență avem de ales. Ne putem dezlega singuri de acest blocaj sau ne putem dezlega singuri orice situație. Este o zi poate de impas, este un mic blocaj, da? Dar trebuie să-l acceptăm. Măi, dacă nu pot schimba lucrurile astăzi, hai mai bine să-mi fac un ceai, o cafea, să mă bucur de viață sau să las lucrurile să se așeze, pentru că nu este nimic definitiv. Ia uite, 9 de spade, dar care a apărut întors. Îl avem și aici. Nu este nimic definitiv. Până la urmă, trece. Și vă mai zic o chestie, am văzut un clip, nu mai știu unde, cu un tip care spunea, peste 100 de ani, noi nu vom mai fi aici, casele noastre, dorințele noastre, frământările noastre, bucuriile noastre, nu vor mai fi aici. Important este ce facem cu timpul acum. Aici este vorba despre gândirea noastră. Suntem aproape de a rezolva ceva. Important este să eliminăm stresul. Gândurile, da, pe care le avem, dorința noastră, Mercur în conjuncție cu nodul nord acolo în Berbec, ne duc către propria noastră identitate, curaj și către desprindere din programele mentale pe care le avem. Asta înseamnă că ne este testată credința, asta înseamnă că ne putem trezi în conștiință, asta înseamnă că putem să fim deștepți, să vedem lucrurile mai înțelept. Asta se poate petrece astăzi. Soarele. Soarele vine și aduce lumină în povestea voastră. Soarele vine și aduce o soluție pentru provocarea voastră. Soarele vine și aduce forță și vitalitate și acea energie de copil, de creativitate, de pasiune pentru a desluși o situație. Soarele spune, stai liniștit, dacă noaptea ți s-a părut lungă, vine ziua, iese soarele, căldură. Este o infuzie de optimism pe care o poți găsi, pe care o poți căuta în tine și situația se schimbă. Această acceptare, vedeți, iese soarele, îmi revin la viață, îmi revin financiar, până la urmă aflu ce mă interesează aici și de la partenerul de viață și mă prind, deslușesc care este treaba cu omul de care îmi place sau de ce nu apare cineva acum în viața mea sau ce se petrece cu omul de care m-am despărțit și cumva situația îmi convine, îmi face bine, o înțeleg, nu sufăr. La nivel medical, o grijă, ceva ce v-a străbătut gândurile, o idee, o mică teamă, se duce, scăpați de ea, asul de monede, soarele mic și puterea să schimbați lucrurile. Poate fi o chestiune foarte stabilă pe care o obțineți, un rezultat concret, un deznodământ fericit, o mărire de salariu, niște bani, o soluție permanentă. În sfârșit, o soluție permanentă. Pentru unii dintre voi sunt niște analize bune, pentru alții dintre voi este o ofertă de serviciu, pentru alții dintre voi este o împăcare. Hai să vedem și când se pot petrece aceste lucruri pentru voi, pentru că 15 este catalistul. De aici începe. Pe parcursul nopții sau noaptea găsiți o soluție, sau noaptea primiți un mesaj, sau noaptea vă vine o idee. Pe seară mai poate fi.
Mai poate fi pentru unii dintre voi dacă vă regăsiți în acest context. Nu seara. Sau dacă doar seara aveți timp, nu atunci este momentul pentru că oamenii sunt obosiți. Nu vă lăsați copleșiți de gânduri seara. Este ca și când ziua sunt bine, văd de viața mea, dar seara mă apucă toate gândurile. Toate gândurile îmi vin în minte. Aici încercați să lucrați și să echilibrați lucrurile pentru că veți fi bine. Merită să aștepți. Cumva, vedeți, este o situație temporară care se soluționează. Iată și dovada. Talismanele. Uite, libertate, egalitate, drepturi civile. Poate unii dintre voi aveți vreo provocare în instanță pe drept civil sau pe chestiuni administrative pe care le rezolvați. Aici este vorba despre părinte și copil. Dacă aveți provocări cu ai voștri copii, se eliberează sau dacă sunt rebeli, sunt în acea perioadă în care vor fi independenți sau dacă vi se pare vouă ca părinte, ca al vostru copil, nu vă ascultă și nu vă respectă, nu este așa. Este doar o diferență de generație, de abordare și de secol 21. Pentru alții dintre voi, atenție la femei în această zi, la energia feminină. Uite, aici avem o trezire, o deslușire, o veste bună, o poză, un act, o dovadă care vă ajută să vă schimbați starea și să vă bucurați. Elementele de surpriză, da, această zi este despre neașteptat. Luna martie este despre lucruri care pot apărea subit. Cineva te poate surprinde astăzi, cineva îți poate oferi o mână de ajutor. Sunt niște surprize aici, în tolbă pentru tine. Aici avem o ieșire la un film sau o situație care a fost înregistrată, acum se poate schimba. Fie că vorbim despre niște acte, fie că vorbim despre un contract de muncă, fie că vorbim despre unul de căsătorie, aceste lucruri care implică lege și care implică documente se pot schimba, puteți avea succes dacă vi se aplică această zonă. Aici avem, ești minunat. Confirmarea că poți rezolva, confirmarea că poți primi complimente, confirmarea că nu ești tu de vină. Poate chestiuni legate de mașină care, uite, vă tot provoacă sau aveți nevoie să o reparați. Sau niște drumuri pe care până acum le-ați considerat inutile, în sfârșit capătă sens și veți vedea niște soluții acolo. Sau aici la nivel de reparații, dacă tot reparați ceva, pentru unii dintre voi a venit vremea să schimbați respectivul obiect. Să cumpărați niște piese sau să schimbați pur și simplu mașina. Pentru alții dintre voi, niște vești din străinătate vă bucură sau pentru alții dintre voi mai poate fi vorba despre faptul că absolviți, fie sunteți absolviți de o vină și în sfârșit vă puteți elibera de o constrângere materială, financiară sau în relația voastră, fie pentru unii dintre voi scăpați de niște drumuri, uite, semnați niște acte, pentru alții dintre voi vă eliberați dintr-un contract la nivel de business, de afacere sau la locul de muncă sau în tot cazul de o înțelegere. Puteți ieși dintr-un impas, vă puteți îndepărta dintr-o situație, dintr-un grup de oameni. Uite, reparați în casă, pentru unii dintre voi s-ar putea să fiți nevoiți să faceți aceste lucruri. Mai tot apar diverse chestii. Un unicorn. Situația devine mai frumoasă și este vorba despre a avea încredere. Încredere. Uite, o chestie pe care eu mi-am imaginat-o nu este adevărată. Pentru alții dintre voi mai este vorba despre faptul că au existat niște interferențe între ce am spus eu și ce ai înțeles tu. Și acestea se pot acum regla, discuta, corecta. Și aici avem vulnerabilitatea și un cadou. Atunci când accept situația, situația se rezolvă pentru mine de la sine sau găsesc cea mai bună soluție. Pentru alții dintre voi, uite, cineva te surprinde cu un cadou sau acționează așa cum nu te aștepți și acest lucru te surprinde.
Eu vă doresc tuturor să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și cu drag data viitoare. Pa, pa!